Te salut în lumea informaticii. Hai să explorez. În acest material vom învăța cum putem determina și prelucra cifrele unui număr în Blockly. Algoritm. Citim un număr natural nenul de la tastatură și îl memorăm în variabila x. Presupunem că numărul are cel puțin o cifră impară. Setăm valoarea unei variabile de lucru p la 1. În această variabilă vom calcula produsul cifrelor impare ale numărului citit. Cât timp x este mai mare ca 0, vom executa următoarele. Calculăm și reținem în variabila u valoarea expresiei x modulo 10, adică restul împărțirii lui x la 10, acest u va fi ultima cifră a lui x. Construim o structură de decizie, if, care verifică paritatea variabilei u. Dacă u este impar, atunci p devine p ori u. Înlocuim valoarea actuală a lui x cu valoarea expresiei parte întreagă din x supra 10. Și revenim la pasul 3. Deci secvența formată din instrucțiunile A, B, C și D se vor repeta de fiecare dată când constatăm că x este mai mare ca 0. După un număr de pași, x va deveni 0 după împărțiri succesive la 10, ciclul se termină și vom afișa valoarea lui P. Să urmărim pas cu pas implementarea în mediul Blockly a algoritmului prezentat. Deci, citim un număr de la tastatură și îl memorăm în variabila x. Acest lucru se va realiza în Blockly în felul următor. Vom crea variabilele care se vor utiliza în program, între care variabila x. Utilizăm puzzle-ul setX2 din secțiunea variables împreună cu prompt for number with message din secțiunea text. Aveți grijă, aici în x vrem să citim un număr, deci va trebui să setăm number în acest puzzle. Setăm valoarea unei variabile de lucru p la 1. Set p to 1 este puzzle-ul care se utilizează. Construim structura repetitivă cât timp x este mai mare ca 0 să se execute următoarele. Calculăm și reținem în variabila u valoarea expresiei x modulo 10. U va fi deci ultima cifră a lui x. Pentru asta utilizăm puzzle-ul setU to remainder of x împărțit la 10. Construim o structură de decizie if care verifică paritatea variabilei u. If remainder u împărțit la 2 este diferit de 0, asta înseamnă că u este un număr impar, pentru că paritatea se definește ca o proprietate a unui număr natural, proprietate bazată pe valoarea restului împărțirii la 2. Dacă acest rest este 0, atunci numărul este par, altfel numărul este impar. Dacă u este impar, atunci p devine p ori u. Adică vom utiliza puzzle-ul set p to p ori u. Și introducem acest puzzle în structura if.
Înlocuim valoarea actuală a lui x cu valoarea expresiei parte întreagă din x supra 10. Pentru asta utilizăm puzzle-ul setx to round down, adică parte întreagă din x supra 10. Acesta va fi ultimul puzzle din structura repetitivă, după care revenim la pasul 3, adică verificăm dacă condiția de continuare x mai mare ca 0 este satisfăcută sau nu. După anumiți pași, condiția nu va mai fi adevărată și în acel moment vom afișa valoarea lui P utilizând puzzle-ul print împreună cu puzzle-ul create text with, ca să apară frumos P egal și valoarea lui P. Deci am văzut că în acest algoritm a fost utilizată o structură repetitivă cu test inițial. Care este forma acestei structuri? Vedeți în imaginea din acest slide. La început avem o condiție inițială, adică o întrebare la care răspunsul poate fi da sau nu. Cât timp răspunsul la întrebarea din condiție este da, se trece în mod repetat la executarea instrucțiunilor din ciclu și de fiecare dată se reverifică condiția. Ieșirea din structura repetitivă se va face doar atunci când răspunsul la întrebarea din condiție devine nu. Să vedem cum se rulează programul în Blockly. Citim valoarea 123.456 pentru x. Și ne așteptăm să se construiască produsul cifrelor impare ale acestui număr, adică 5 ori 3 ori 1. 5 ori 3 face 15, iar 15 ori 1 este tot 15. Deci ne așteptăm să se afișeze valoarea 15. Iată, într-adevăr, P egal 15. Temă propusă. Construiți un program Blockly care citește două numere naturale nenule, x și d, apoi calculează produsul acelor cifre ale lui x care sunt divizibile cu d. Dacă nu există asemenea cifre în x, să se afișeze valoarea -1. Succes!